Au început emoțiile bacalaureatului. Elevii de clasa a 12-a și a 13-a care s-au înscris la examenul maturității au susținut astăzi competențele la limba și literatura română. A fost complicat, am terminat repede. Ce ați avut de făcut? Era un text și trebuia să-l citim cu voce tare și am primit întrebări din el. Să răspundem la anumite întrebări despre ce tip de text este, să zicem niște idei principale, după să argumentăm opinia despre un anumit subiect. Și n-a fost mare lucru. Cu zâmbetul pe buze și sigur pe ei, așa au ieșit elevii de clasa a 12-a care au susținut proba competențelor la bacalaureat la limba și literatura română. Emoțiile nu au lipsit la început, dar când au văzut subiectele, majoritatea candidaților înscriși la examenul maturității s-au relaxat. Trebuia să zici ce tip de text este, ce tip de emițător sau receptor depinde de text și să anumite stiluri, sunt vreo 5-6 stiluri, chiar a fost ok. La probele scrise, la ce probă ți-e cel mai teamă? La română, la subiectul 3. Deoarece destul de multe esee și e mult la ele de învățat. Dar nu am o problemă neapărat, adică nu pot să zic că am emoții. Ai avut emoții? Nu. Puțin așa la început, dar a fost ok după. La probele scrise, la ce ți-e cel mai teamă? La română. De ce? Păi, nu prea place să tocesc așa mult și spun că matematica și biologia este mult mai simplă. S-a părut foarte ok, chiar a fost conținutul super ok și mi se pare că nu trebuie să înveți cine știe ce ca să iei experimentat. Chiar a fost foarte ok. La probele scrise, la ce ai emoții cel mai mare? Păi, cred că toată lumea are emoțiile cele mai mari la subiectul 3, pentru că acolo e de învățat cel mai mult și eu cred că o să fie bine oricum. O să fie super ok. Cum a fost? Foarte ușor. Nu m-am gândit vreodată că o să fie așa ușor, nu. Proba scrisă la limba română a bacalaureatului, cea care le ridică cele mai mari probleme candidaților, va fi susținută pe data de 1 iulie. Urmează examenele la matematică și istorie și apoi proba obligatorie a profilului și specializării.